important. Then, Masura. Locum. Bună ziua și bine ați venit la proful online cu exerciții de matematică. Așa, măi. Deci, haideți să facem pentru început unități de măsură. Și până facem și probleme. Daria este un pic supărată că ei, problema aceea care mi-ai propus-o. Aveau și eu problemă. La sfârșit facem și problema aceea. Unități de măsură. Mai întâi, pentru lungime. Stați puțin. Lungime. Las unități de măsură și mai întâi și plecăm cu pentru lungime. Unitatea de măsură adoptată pentru lungime este metru. Da? Deci, metru. Asta este unitatea de lungime care a fost acceptată, standard, metru. Și acum o să vedem multipli și submultipli. Multipli și submultipli metrului, da? Deci, undeva vom veni aici cu metru la mijloc. Metru. Și în sus, multipli. Și în, și în jos o să punem submultipli. Da? Deci, metru, unitatea de măsură standard adoptată este metru. În partea de sus o să putem pune multipli și în partea de jos submultipli. Ei cresc și descresc din 10 în 10, da? Și deasupra, adică 10 metri, 10 metri înseamnă decametru. Prescurtat, zicem așa, metru. Deci, cum scriem, prescurtat. Dam, decametru. Hectometru. Deci, metru, decametru, dam, hectometru, hm, hectometru și kilometru. Adică capa, kilometru. Nu capa, l, kilogram acolo. Da? Kilometru. Ați văzut pe bornă? Da, nu? 1900. Așa. Deci, metru, decametru, hectometru, kilometru. Submultipli. Milimetru? Ai mult mai jos. Decimetru. Decimetru în stântăi. Decimetru. Dm, centimetru, km și milimetru. Milimetru. M. Da, deci așa trebuie să le descopri. Metru, decametru, hectometru, kilometru. Decimetru, centimetru, milimetru. Cresc și descresc din 10 în 10. Și acum, dacă am înțeles asta, vreau să spuneți cât înseamnă 2 decametri, da, în centimetri. 2 decametri în centimetri, să spuneți. 80 cm. Un pic, să vedem. Îmi amintesc când coboram, ori când urcam. Când coboram era ori 10, sau împărțit la 10 și când urcam era ori 10. Păi da, hai să înțelegem fenomenul. Corect. Să înțelegem fenomenul.
un dam înseamnă 10 metri. Centimetru e mult mai mic. Da. Păi trebuie să fie mai mulți. Deci trebuie să înmulțim. Când cobor, înmulțim. Deci când coborăm, înmulțim. Deci când coborăm, înmulțim. Nu, dar e logic, Daria, ca să nu înțeleg, nu mecanic. Cât mai mulți, deci un metru bunoare, câți centimetri are un metru? Un metru are 100, nu? 100? Când coborâm de la metru 1, 2. 10 și 10 și 10. 10 și 10. 10 și 10. Deci centimetrul ăsta aibă 1000. Și dacă vorbim de la dam, un dam are 1000 de centimetri. Dacă vine 10 până la metru, încă 10 până la metru. Și înseamnă că decimetrul să aibă... Dar am și o întrebare, dar când împărțim... Cum împărțim? Adică împărțim la... adică vedem cât e, de exemplu, de la acela până la acela și apoi împărțim. Nu. Deci, deocamdată mergem, am mers de sus în jos, da? Mai mulți, înmulțim. Da. Deci, practic, pe 2 dam, este ca să mă duc în ce... 1000? Nu, egal cu 2 ori 1000. 2 ori 1000. Că 2 dam. 2000. 2 ori 1000, da? Centimetri. Și egal cu 2000 centimetri. Ce tare. Da? Cât înseamnă... Hai să vedem. Cât înseamnă 5 hectometri egal în dm. Decimetri. Dm. În decimetri, da. 5 hectometri în decimetri. Un pic, lasă să analizez și el. De la hectometru vreau să ajung la decimetru. De la hectometru vreau să ajung la decimetru. Adică, cât înseamnă? Adică 1000, nu? 1000? Ori 5. Deci 5000 de centimetri. De decimetri. Că dacă era centimetri, era 50 de mii de centimetri, da? Da. Dar e ușor. Ai 1000, deci ai 1000 și înmulțești după 5. Da, înmulțești, pur și simplu, adică nu e. Da, deci hai să mai înțelegi. Dacă îmi dați la kilometru, de exemplu, la milimetru, se face foarte ușor. Oricât. Da. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 și 1 milion. 1 milion, așa. Da. Așa. Wow. Deci, 3 hectometri egal câți milimetri? Milimetri. Da. Dacă știți scara asta. Păi, domn profesor, dacă doar până la centimetri au fost 1000, la milimetri ce la decimetri a fost. Decimetri, mă scuzați, da. A fost 1000. Da. Atunci o să fie 100.000 și așa că o să avem 300.000. Da. Deci 300.000, corect. Că v-am legat de faptul că a spus la kilometru până la milimetru ar fi fost înmulțit cu 1 milion și acum cu 5 zerouri. Corect. Că sunt 5 trepte la hectometru. 1, 2, 3, 4, 5. Dar dacă e și invers, domn profesor? Imediat. După ce de asta e faza cu inversul. De unde scad eu? De unde acum vezi. Așa. Stai să vezi. Deci 3 km egal cu cât ai zis cu? 300.000. 300.000 de milimetri. De milimetri. Nu mai dai să. Da. 7,5 km egal cu câți decimetri? Wow! Nu e ceva decimetri. Păi da. 7,5. Noi avem și chestia asta cu virgula pusă acum la punct. Ar fi diferență, da. Ziceți 7,5 ori și faceți 15.000. Dar nu deodată. Păi mine mă interesează 7,5 ori. Cât? Păi ori avem acolo. Da, în ce se transformă, domnul profesor? În decimetri. Avem 10, 100, 1000,
și 10.000. Ori 10.000. Asta trebuie să adică, practic 7 ori 10.000. Acum vedem. Plus 10.000 împărțit la... Nu, 7,5 ori 10.000. Și acum, atenție, ia vedeți ce vrea să vă zice domnul profesor. Nu facem. Stați, a dumneavoastră spuneți că dă, aruncăm virgula la aruncăm virgula? Și o să fie 75. Peste câte cifre? Una, două, trei, patru. Și va veni 7, prima 5, 0, 0, 0. Deci aruncăm peste 4 cifre. La sfârșit, 5. Și face cât? 75.000 de decimetri. Ați înțeles? De ce domnul profesor vă zice așa? Profesor a citat un 0. Ba nu, tocmai am mutat virgula, de aia nu mai e un 0, puiule. Da? Deci, fapt, am mișcat. Eu am avut grijă să vă spun că pentru un mișc virgula peste câte cifre? Una, două, trei, patru, da? Și mi-am pus 5, 1, 2, cu 5, 1, 2, 3, 4. Ai înțeles, profesor, dacă e virgulă 5, înseamnă jumătate. Deci, practic, ai face 10.000 ori 7, plus jumătate de 10.000. Da, exact așa. Așa, exact așa bine. Așa e mai ușor. Dar mutați-vă să mutați virgula. Acolo au fost 4 zerouri, acum sunt 3 zerouri. Ideea, noi ne-am permis să facem asta. Pentru că am vorbit... Pentru că am adăugat 5 la celălalt. Sigur că da. Cât face... 3,72 hectometri în centimetri. E simplu. Da, adică 3,72 ori. Deodată pe centimetri. 3,72 ori. Și acum faci 50. Știu. În centimetri? În centimetri. În centimetri, domnul. Da. Ori... Gata, ori 10.000, nu? Ori cât de mii, vă îndreau domnul profesor. Ori 10.000. Ori 10.000, mai zic și așa scrimu. Și ne mutăm virgulă în spate. Și o să avem, o să scriem 3,72, urmat de 20. Corect. Și ne dă 37.200. Eu pun așa pentru început copii. Și pun și 20 ori. Că pot să pun zerouri acolo, la sfârșit, nu are nicio importanță cât de vreau. M-am uitat că mi-ar mai trebui încă două zerouri, ca să am 40 mari, da? Și ori 10.000. Am luat-o mai ușor, ca să înțelegi, pentru început. Și acum, ați înțeles? Să mă ia de poate, practic, aia 22, aia 12. Așa, și asta a sărit aici și am spus aici, da? Da? Și, deci face... Nu mecanic, oameni, nu mecanic. Da, 3,720. Să arătăm de centimetri. Centimetri. Da? Deci un pic aici, dacă sunteți atenți, o prindeți și pe asta. 37.200. Da, vă rog, așa cum zice domnul profesor, întâi ziceți 3,72 ori. Da. După aceea mulțiți cu cât mai vedeți pune, voi acolo. Mai, da. Îți faci rost, pui 10.000 câte ai nevoie ca să ai câte... Zerouri sunt aici. Să scriu acum. Deci adică foarte important. Adică noi trebuie să ne legăm, de, practic, n-o să greșesc niciodată. Câte cifre sunt acolo ca să punem zerourile, nu? Da, ca să vezi peste cât adică avem... acolo erau 2 și am pus 3 și acolo ești un 3 și punem 2. Exact. Ca să-ți completez câte... Și dacă sunt 4, punem 1. Nu. Deocamdată, ori 10.000 ăsta, ori 10.000, eu mai pus 2 zerouri, că zerourile de după... Virgulă n-au nicio valoare, n-au nicio semnificație. O poți ca să aibă același număr de zerouri. Pentru că m-am interesat câte am aici. Una, două, trei, patru, da? Și mi-am făcut de patru ca atunci când voi scrie, în urma înmulțirii, virgula să sară tocmai la sfârșit. Nu, că vreau să scriu asta. Da? Deci, ai scris acum chestia asta. Da, tot. Bun. Cât facem? 47 de... 47,05 kilometri în milimetri vreau. Milimetri? Da. Super! Păi deja mai știm cât de... Cum zice? Cum am zis să plecați? O, scrieți întâi 47,05 ori... 47,05 ori și apoi să vedem de la kilometru la milimetru. De la kilometru la milimetru. Cât? Oricât? Un milion. Un milion, domnul. Una, două, trei, da? Și egal. Și egal cu. Acum eu fac rost de 6 cifre. Cam 2, 4, 6. După virgulă. Și îmi construiesc.
47,05,000,246, da? Ori 1 milion. Care are 6 zerouri, de-aia a făcut domnul profesor 6, da. Virgulă. Ori 1 milion și egal acum cu, în urma înmulțirii cu milionul, virgula se va duce tocmai la capăt. Tocmai după cele 6 cifre. Da? Și va face câte? Va face 47,05,000 milimetri. Dar de ce? Păi uite, Daria, eu câte zerouri are milionul? Are 6. 2, 4, 6. Păi nu 6 cifre, deci duc virgula peste 6. Una, păi da, două, da. Deci 2, 4, 6. Ai trecut. Dar virgula s-a dus la după 0. Deci virgula s-a dus după 6 cifre. Două le aveam deja, uite, două le aveam pe 0 și 5. Mai trebuiau încă 4. Încă 4 ca să mă duc la 6 cifre. Adică cum avea 2 plus 4 și... Da, da, da. Deci clar că eu de-aia am făcut-o cu încetinitorul, ca să vă atrag atenția că îmi construiesc cele 6 cifre, punând zerouri în continuare cât mai am nevoie, dacă aș fi avut aici, hai să iau așa, dacă aș fi avut 35,053 kilometri. Trebuie să-mi adăugăm încă 3 zerouri. Sigur că da, încă 3 zerouri. Am deja 3 cifre. Deci corect, după virgulă, bravo, așa vă prindeți. 35,053 ori 1 milion, da? 1 milion, da. Ori 1 milion. Ce face? Acum, Daria, ca să mă duc să fac lucrarea asta, să mulțesc cu 1 milion, eu îmi pregătesc, am 3 cifre deja, mai trebuie 3 zerouri ca să mă duc să am 6 cifre, încât virgula să alerge să se ducă la sfârșit peste 6, în urma mulțirii cu milionul de aici. Da? Și va face 35,053 și încă 3 zerouri, milimetri. Încă 35 de milioane. Da? 53 de milioane. Să mă copiez. Unde facem încă la virgulă, o ducem în spate? Deci aici eu am adăugat încă 3 zerouri. Da? N-am mai împășit etapa aceea, dar dacă vreți o scriu din nou. Deci eu spun 35,053 David 000. Că pot să spun 00 câte vreau eu. Eu mai pot să spun 0. Câte vreau de multe zerouri. Exact. Ori 1 milion. Și în dată, ăștia îmi spun peste câte cifre mă voi duce la dreapta. Peste câte? Peste 6 cifre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aici va sări virgula, la urma mulțirii. Deci va fi egală cu Daria. Tot așa va fi. 35,053,000, virgulă, și 0 cât vrei, dar 0-urile astea după virgulă nu mai au nicio semnificație. Deci eu nu am pus decât atâtea zerouri cât mai sunt necesare pentru ca virgula să alerge la sfârșit acolo, da? Nici nu mai pun pe ea. Nici nu mai are niciun rost. Milimetri. Bun. Ați înțeles acum, da? Mai facem încă unul și ca să vă convingeți, ca să înțelegeți. Da, e ușor. Trebuie să te gândești câte cifre mai ai de aia, câte zerouri trebuie să mai aduci ca să ai 6. Ca să ai atâtea câte de câte ai nevoie. 6. Nu depinde adică de situație. Câte zerouri are numărul tău. Da. De la ce vii, la ce te duci, nu? Deci de sus în jos, mutăm virgula la dreapta. Că mulțim cu 10, 100, 1000... De la 10 metri până la... 7... De la 17,51 hectometri, egal în
Da, în da. Adică trebuie să mulți 10. Numai cu 10. Și o să fie, ce ușor o să fie. Deci va fi egal cu 17,51 hectometri, ori 10. Care-ți va da. Așa. Și va face... Și va fi egal. Dar nu mai adăugăm niciun zero, doar peste singure cifre ne ducem la dreapta, că un singur 10 avem. Și va face 175 egal cu 175,1 decametri. Deci fiindcă am mulțit cu 10, ce tare! Duci... Adică virgula, când ai un 0, duci la... Grădvira, atât că... La ultimă, duci la... Dar n-ai voie decât una, că atâta, un 10, un singur mișcare ai. Trebuie să cap și asta. Da? Deci o singură mișcare. Nu totdeauna la sfârșit. Ce să fac cu ceva colorat. Da, trebuie să ține minte chestia asta. Poate. Cu cine este egal, să spunem, 23,5017 5017 hai să spunem, dam decametri transformați în decimetri. Adică mișorăm, facem o răsută și decimetri. Așa. Decimetru unde vine? De la dam. De la dam vine la... 100. Cu 10 în 10, da? Deci egală cu 23,5017 dam. M-am prins ce trebuie să fac aici. Ori 100. Și egală... Și acum... Domn profesor, virgula trebuie să o ducem după 0. Atât, după două cifre. Da, pentru deci că este 0. Egal cu 23,50,17 decimetri. M-am prins, e ușor, trebuie să duci după câte 0 acolo. Atâta, mă, nu te duci la sfârșit. Ai, ce ușor. Darea, și tu te-ai prins? Da. Da, mai, Darea, acum să urmează. Darea, cât face? 12,2,3,4,5,6 hectometri transformați în... decimetri. Deci în decimetri. Decimetri de mă, da? Da, de mă. De mă vreau. Asta e hectometri, nu? Hectometri. Cine e la mașină? Daria. În decimetri vreau. Am făcut. Păi zi. O să-mi dea 1, 2, 3, 4,56. 1, 2, 2, da, 3, așa, 4,56 decimetri. Dar cum a făcut un profesor? Păi era oricât, numărul la oricât. La hectometru, la decimetru, cât era? Adică era 1000. Era 1000 și, și am dus aia 3 de 0. Așa, da. Deci cei 3 de 3, cele 3 zerouri am mutat la dreapta, nu? O 1000, da. 1000 și a fost foarte bine, da? Da. Dar cât? Asta aș vrea în metri. În metri, hai. Deci, păi trebuie să facem împărțit la... La împărțit la 10. Așa. Și e împărț cu 10 mare. Păi este deja cu 10 mare numărul, cu 1,56. Unde îl mă duc? Da, care pare? Da, dar ce cu 10? De ce nu mai știu ce cum fac? Păi la decimetru la metru. Știți cum fac? 1, 2, 2, 3, virgula, o duc în față la 4. Ai, ai, mă!
E corect, David, te-ai prins, că Daria nu se prinde. Da, pentru că zero ăla e prins și ușor. Daria, de la decimetru la metru. Acum, uite-te. Uite, Daria, de la decimetru la metru. Îți 10. Nu mai înmulțesc, ci împart, da? La și la împărțirea cu 10, cu o singură treaptă, da? La împărțirea cu 10, 10, da? Virgula asta care o am, s-o o duc înapoi. Uite-te acolo, te rog. Virgula aia se duce înapoi acum. Secunde. Te rog, Daria, discutăm împreună. Nu, doar că am auzit că trebuie să mergem de la hectometri. De la hectometri, la cine? La metri. Păi asta fac. Fostul decimetru... Păi așa, atunci era 1000 la 10. Așa. Dar eu... Atenție, e corect. Deci, practic, 100, da? Și nu, parcă a fost virgula adus înapoi. Este o cifră? Deci, a fost aici, l-a adusă și acum... Ne-a rămas mai două cifre, Daria. De la 12,23 până la 23 mutate după 20. Exact ca și cum aș fi fost cu 100. Deci ori pasta hectometri o privești și ai mulțit cu 100 și doar de aici venea, ori ai primit-o aici, este extraordinar acum. Daria m-a ajutat teribil. Știi? Asta e tehnica care trebuia să o folosesc eu. Ideea ta este asta. Pentru hectometru, ca să ajung la metru, trebuia să mut virgula la dreapta. Deci ar fi fost egal cu 1, 2, 23, virgulă, 4, 5, 6, nu așa? Și dacă priveți de la decametru înapoi, la cine la metru, este de parcă virgula a fost de la decametru la dreapta, a venit acum la stânga. Era după aici la... După 4 și am adus-o la stânga. Deci, când vreau în jos să înmulțesc cu 10 și duc virgula la dreapta. La dreapta și când împărțesc duc virgula la stânga. Asta este. Asta a fost ușor. Da? Deci când înmulțesc, Daria, duc virgula la dreapta și ai știut, asta e clar. Iar când împart, când adică urc... împart, văd câte zeruri și duc în stânga. Păi duc în stânga, asta e. Foarte tare. Uite, așa nu ieșit. La ăsta fără virgulă? Păi îți imaginezi că virgula ar fi la sfârșit? Uite, dacă zic așa. A, și cât ar fi, o duci în partea cealaltă. Exact, mai, exact așa. Cum adornam, adăugam zerouri, mi se pare că, așa, uite, acum. Ce-mi plac astea. Da, da. Mai vreau. Mai vrei, bun. Cât 798 de milimetri este egal cu câți centimetri? A, asta îmi place, domn profesor. Știu! Cu cât? 79,8 centimetri. Da? E așa, imagina că aici ar fi virgula. Și este egal cu 79,8. De ce? Că e numai o treaptă, măi, cu păi, dar e 10, adică 10, da. 10. 0 și la 10. Spate. Așa, deci, da, nu am înțeles de la prima. Bravo. Deci aici, la împărțire, când urcăm, ducem la stânga, când împărțim, deci ducem la stânga. Deci e mult mai simplu. Sigur. Adică asta nu lucrăm noi încă cu împărțire. Dar e cu păi decimale, mama, voi nu încă ați învățat numere decimale. Păi acum noi ne-am permis. Din păcate, clasa 5 ați și noi ne-am permis chestia asta pentru că am vorbit despre virgule, numere decimale și v-a introdus domnul profesor, a inițiat. N-avea nicio idee de virgule, nu puteam să discutăm cu voi chestia asta. Dar mi-am permis asta pentru că voi știți ce înseamnă număr decimal. Dar 78.000 de milimetri oare în hectometri? Este 78 de mii. De milimetri. 78 de mii. De milimetri în hectometri. Câți? În decametri vreau, domn profesor, în decametri. În decametri. Da, mă, da? Da, în da, mă, ăla e decametri. Nu ne prins tu. Da, da. Cu cine? Asta 10, vreau. Deci de la 1000, ce 10.000, adică ducem 10. Cer cu virgula în față la... Și cât dă? Cât dă? 7,8.000. Cât? 7,8.000. 7,8, atât. Atât. Dar de ce? O virgulă, zero, nu mai contează. Așa. Virgulă 8. Bravo. Da, da, 7,8. Ah, e mult mai... Ce calul meu. După cum vezi, ne-am dat seama, din prima. Dar cât înseamnă 78 de milimetri în
kilometri. M-a prins un profesor 0. Zero. 0,78. Ah, pentru că practic nu cred, că 0,78, nu? 0,078. Ia uitați-vă. Aha, 0,078. Mai jos decât e nevoie. Ce tare! Aveți 0,078. 0,078. Pentru că le încăpând, punem 0 și punem numărul în spate, că sunt de-a 6. Tu ești înfrământată să ai acelea. Ce tare! Hai, dați-ne 1! A făcut bine când ne-ați învățat. Adică nu doar 1. Și vedeți? Matematica este superbă dacă înțelegem niște lucruri. Matematica, practic, ești nu te pe de rost. Sunt ca și cum și sunt multiple, trebuie să știți exact ordinea lor. Da, ca și cum trebuie să mergi prin lucrurile de perifeție ca să găsești cum are. Așa, să vedem acum. Cât înseamnă? Atenție, eu pe. 13 centimetri. E egal cu câți hectometri? Hectometri. 0,0013. Pentru că m-am gândit, dacă sunt 10.000, am gândit că sunt de 0 ori 10.000 și are 4. Și atunci m-am gândit că are 2 și mai pun 2 în față. Și atunci e 0,0013. Poate ne arde pe atâta dacă ne-am păcărit. Stați. Și eu, și eu. De la 5 centimetri? De la centimetri la hectometri. 100 de mii. Dar de ce nu înțeleg? Deci, stai, de la centimetri la hectometri. Mai vreau să se gândească deci, 100, 1000 și 10.000. Corect. 10.000 sunt, da? 10.000. Și 10.000 câte zero ori are? 10.000. 4. 4. Aici era virgula și trebuie să fugă virgula peste 4. N-am decât 2, mai pun eu 2 și în sfârșit 0,013. Că deja ai 2. Da, știu. 3 zero ori de mai. Hai, dați-ne! Acum vă mai dau. Dați-mi o problemă. Nu, fără problemă. Hectometri, da? A, din hectometri se transformă. Nu. Vă rog să transformați pe 0,15 kilometri. Asta sunt așa cu intenție. Centimetri? Și că asta sunt așa cu intenție. Da. Zece mii, o sută de mii. Și va fi... O sută de mii. Priză, profesor, va fi un... Dacă e o sută de mii, e 6. Adică e 0. 5 zero ori. A, nu, eu, da, 5 zero ori, mă scuze. O să fie un 0 și încă 5 zero ori în fața lui. Nu, 0,00015. A, da, adică un 0 în față și încă 5 zero după... Da, 3 da, zero ori, de vede, deja avem... Atenție, de la kilometru la centimetru. O, da. O mulțești. Ah, virgula se duce încolo. Are mai mult sens acum. Și va fi 0. Și va fi 0. Deci va fi 0, 1. Ba nu, stați. Va fi 15, că 0 nu se mai da, nu se mai pune așa, virgulă, virgulă. Și cât e 0 după 5? 3. Deci va veni 15 și 3, da? Centimetri. Atenție că eu vă întind capcane. Când s-o luați înainte, când înapoi. Corect. V-am luat de la kilometri și mai mult. Domnul profesor, asta ați dat-o cu intenție. Da, dar sigur așa că... cum a zis și domnul profesor, de bun simț, măi, 0,15 km, kilometru e mare, centimetru mic, trebuie să fie mai mulți, nu mai puțin. Sigur că da. Că zici 0,000, nu ești atent complet. Exact. Nu poți fi mai puțin. Mai da? Dați-ne, domnul. Da. Nu le mai dați din asta. Da. Bun. Bine, acum, dacă ați înțeles, la unități de măsură, la lungime, metru, e unitatea centrală și multipli și submultipli săi... Nu spuneți că facem cu litru. Da. Nu! Zis, la greutate mai întâi. Da, kilograme! Dar același lucru. Kilograme, decagrame, hectograme... kilograme. Și apoi avem grame, avem... Da, avem la lungime acolo, da. Decagrame,
Deci facem centigrame și miligrame. Așa, la unități de măsură pentru greutate. Masa. Așa, greutatea, da? Niciodată n-am crezut, când eram mic, mă uitam la, aveam un prieten, un profesor care scria mușeanele, unde vreau, o să fac și eu când o să mare. Așa, așa, de... deci greutatea, unitatea de măsură. Unitatea de măsură pentru greutate este unitatea centrală, gram. Pagina 9, Darica, de greutate. Da? Nu, rămădii, altă pagină. Deci gramul. Ia scrieți așa cum zice domnul profesor. Stați puțin. Sigur că da. Nu grăbiți treaba. Nu grăbesc nici cum. La lungime era metru, unitatea. Da, așa e foarte ușor. Gramul, apoi avem decagramul, avem hectogramul și kilogram. Da, și în jos o să avem decigramul, centigramul și miligramul. Bravo. E perfect legătura. Nu degeam am făcut între lungime, da, ca să avem un tot și la litru o să fie la fel. Sigur. Decalitru, hectolitru, kilolitru și apoi jos mililitru. Nu, o să fie decilitru, centilitru și mililitru. Perfect. Hai să pun și aici. Yeah. Merg și cu capacitate, da? Nu, mai întâi să facem cu asta, dar să-mi fie mai ușor și nu. Profesor, mai întâi face tot cu greutate și pe aia începe cu... Bun, așa fac. Gramul? Cu ce? Cum se notează gramul? Gramul? Gâmă. Gâmă? Nu, gramul. Da, gâmă, nu? Nu, gramul. Gârâ. Da, gârâ. Eu știam că scrie grame, da? Cu G, pur și simplu. Așa, da? Următorul. Deci, de sus sau de jos? Da, de sus sau de jos. Deci, deasupra, să zicem, da? Decagramul. Deca. Gram. Nu, de aici deasupra, aici se scrie. Deca. Gramul. Yes. Apoi, hectogramul. Da, decagramul, hectogramul. Da, tu trebuie să scrieți. Așa. Și kilogramul. Și kilogramul. Kilogramul cred că se scrie cel mai ușor. Ăsta e ultimul, se scrie cel mai ușor. Așa. Cum jos. Deci mai decagramul, gramul, deci am cu G. Da. Cu decagramul cu DG. Decagramul? DG. Pentru așa. Că ăla de s-a pus de M și D-A-G, mă scuzați. D-A-G, așa, pentru că ăla a pus de M, D-A-M și m-am zis că de la metrică. Da. Dar ăla de sus spune C-G, da? Și apoi C-G, normal. Kilogram, da? Da. Și jos să fie decigramul. Decigramul. Care o să fie notat D-G. D-G, foarte bine. Apoi să avem centigramul. Centigramul. Adică kg. Și la ultimul o să avem miligramul, care mg. Miligramul. Care înseamnă mg. Da? Și la litru o să fie la fel, nu? Sigur, adică la aceeași scriere vorbesc. Da? Așa, și acum îmi dă spre... doar profesor, am întrebare. Da. E același lucru de sus. 10-10. Gata, super! Deci la știu. Acum... E același, fix același lucru de sus. Exact același, se repete. Nu trebuie să faci nimic, numai... E ca și cum, dacă te descurci mai bine la capacitate, de exemplu, dacă mă descurci mai bine la capacitate, mă gândesc la capacitate și apoi schimb. Sigur că da. Schimb numai... De aceea vă spuneam să scriu și capacitate. E, da, lăsați mai întâi, hai să-ți facem probleme. Mă fac un pic de exerciții, gata. Uite. Dar oricum, dacă ne dați exerciții, de exemplu, și cu kilograme, și cu greutate, e același lucru. E același lucru. Nu trebuie să punem greu, nu. Nimic, nicio dificultate. Practic, putem să punem direct de kilogram, dacă vrem. Depinde doar de notație, atâta tot. Da? Hai să zic și super șmechere, domnul profesor, nu scrieți la capacitate. Mamă. Dar după aia că scrii așa frumos. Da, stați puțin să explic. Ne predați. Davidoțule, Davidoțul, e același lucru, dar dacă, de exemplu, te descurci mai bine la lungime sau la greutate, transformi în greutate, că ești fix același lucru. Cât înseamnă 23 de litri egal cu câți? 23 de litri egal cu câți? Litri. Super. Centilitri. Când? Cum mi-ați zis de asta? Davide, litrul este cel din mijloc. Centilitrul era de sus. Deci, practic, o să fie 100. Și, practic, 100, adică 100, nu, 100 ori 23, adică 2300. Nu, centilitrul jos. Păi da, împărțit.
A da e 10, ori 10, 100, 100 foarte bine. 2300 de profesor. 2300 foarte bine. Da, profesor, m-am luat tu pe. Da. Dar știți, știți care e doar o schimbare ai? Da. Acolo este metru, acolo kilogramul și apoi litru. Atâta adică tot. Atâta, doar în mijloc e o mare păi schimbare. E o schimbare, dar în rest e tot la fel. Zic, de ce am vrut să spun? Hai mă, lasă-mă să spun. Aaa, deci dumneavoastră aici ne-ați dat cu litru. Fiindcă tu refuzai cu domn profesor, uite ce simpatică e. Deci, nu am vrut eu să le afișez, eu să le scriu, dar am dat una să o facă. Domn profesor, da. pot să vă dau ceva? Să vă dau un fel de... Cine a făcut pătratul ăsta ca lumea? Litrul, eu. Da? Litrul? Da? Da? Litrul, litru. Iată aici unitatea de măsură a capacității. Așteptați! Trebuie să scriu frumos, altfel așa, nu a. Înțeleg nimic. Te rog. Decalitru. Nu, profesor, că e ușor. Noi ne-am obișnuit cu scara și eu fac scara acum. Dom'le, aici e toată esența. Hectolitru. Frumos, uitați ce frumos scriem noi. Hectolitru. Adică da. E hâl. Da, hâl. De ală. Nu mă se schimbă numai la din spate, restul totul e la fel. Exact. Și apoi o să avem kilolitru. Și kilolitru. Îmi place kilolitru. Practic, ce doar sună kilolitru? Da, știu! E practic kilogramul de litru? Nu, kilolitru înseamnă de 1000 de ori, 1000 de litri. Mm-hmm. Da, 1000 de litri, kilolitru. 1000? Da. A, dar și 1 milion de mililitri. Așa, așa. Apoi acum, jos o să avem decilitrul. Decilitrul. O să avem centilitrul. Centilitrul. Adică câlul. Da. Și o să avem mililitrul, care toată lumea știe că e câlul. Centilitrul. Și mililitrul. Care sunt cele mai ușoare? Acesta cu acela de sus și acela de sus. Domn profesor, da. Dacă mă iertați, vreau să fac o întrebare care de o grămadă de timp vreau să vă pun. O întrebare capcană. Deci trebuie să fiți foarte atenți și vreau să... Dacă știți cum v-a răspuns înainte, domn profesor, trimiteți mesaj sau sunați-l pentru că este o întrebare capcană, dar nu are voie să vorbească. Din păcate. Deci, un om e orb. Da? Spune așa, e orb. Da. Da. Și trebuie să ia două pastile. Pastile sunt de aceeași formă, același miros, numai că au culori diferite, același gust, da? Așa. Perfect. El are două albastre și două roșii pe masă. Cum face să ia numai una albastră și numai una roșie? Au aceeași sunt amestecate. Mai... Și este da. Orb. Da, de ce orb? Au aceeași culoare, același gust, aceeași formă, tot e la fel. Cum face să ia una roșie și una albastră? V-ați prins? Nu, stau deci, să mă gândesc. Deci, oameni, n-am dat-o în culise. N-am dat-o în culise, deci după cum vedeți, noi acum mi-a venit în cap. Și mai am una, domn profesor, dacă vă prindeți la asta, a doua o să fie atât de ușoară, încât da. O să o rezolvați. Și eu am una. Bă, dar voi veniți cu mă bombardați cu întrebări, ce fac eu? Da, e pentru România. Da, bun. Haideți, sunt două și două, de culori diferite. Deci, ne gândim, domn profesor, cum face omul ăsta să ia doar una albastră sau una roșie? Și uitați care e faza. Ne-a dat o prietenă faza. Noi nu știam dacă erau genul ăla de probleme, câte se ia trei, știți? Dar ne-a dat o prietenă o metodă ca să spunem dacă ia mai multe, moare. Ca să spunem și noi că... Da. Da. E, cum să fac el ca să ia câte e una, ușoară, câte una de fiecare? Niște. Câte una de fiecare, da? Hai să vedem cum gândim aici. Domn profesor, vă ajut cu un desen? Să vă arăt? Arată-mi, ajută-mă. Perfect. Deci, așa, stai să iau albastru și roșu, ca să vedeți. Până vă concentrați dumneavoastră, o să iau verde și mor, domn profesor. Așa? Deci, eu am aici. Fac o vale, nu știu. Da. Am gândit la pastile, o vale. Da. Așa, și sunt aici ceva, sunt foarte frumos și simplu. Așa. Cum face omul, ăsta nu știu, să ia una și una. Una și una. Așa.
E ușoară. Gândiți-vă, domn profesor, vă dați așa indiciul, e ușoară. Gândiți-vă că trebuie să veniți să... E un omor, domn profesor. Da. Deci când nu găsiți răspunsul, vă dăm. Da. Sau vă dăm un indiciu. Dați-vă mai bătutură. Deci dacă el mai poate pipăi. Da. Au același miros și același gust. Atâta. Nu mai poate să pipăie și să le așeze, da? Da. Dar trebuie să vă gândiți la imposibil, domn profesor. Cel mai mic lucru care puteți să vă gândiți. Da. Deci, adică, nu vă gândiți că a luat una, na. Gândiți-vă, domn profesor, la cel mai ciudat lucru posibil care se poate întâmpla. Deci... Și chestia este că avem două. Deci, eu am două, adică, am două scopi. Eu am ales-o pe asta care pare mai matematică. Așa, am înțeles. Dacă eu le pun pe trei în rând și pe alta rămâne nepusă în rând, înseamnă că... Dacă ia două verzi, a murit. Nu, una dintre ele sunteți este de, un sigur, de o anumită culoare. Nu știu de care. Și alta tot de anumită culoare. Da. Și este una acum, în cele trei poate să se întâmple să fie două de o culoare și una așa cum îi trebuie, sau poate să se... De fapt, așa se poate întâmpla. Două da, de cealaltă culoare. Da, trebuie să ia numai una roșie și atenție, una verde. Atenție, da. Pentru că deci, moare. În cele trei da. Sunt și a patra care e pusă izolată aici, pe care o ia. Nu știi de ce culoare este. Dar oricum, în cele trei se află una de culoarea pe care o luat-o, da? Și adică gândiți că așa erau așezate. Nu, nici vorbă. Cum pot să fie? Pot să fie așezate în stânga, la asta, altă încoace. Important este că una o ia pe asta, din patru, ia pe una. Hai să zicem așa. Da, mă gândesc. Din patru, ia pe una. Da. Aceea pe care o ia, are o anumită culoare. Da. Acum, sunt în grămadă trei, în care... Două sunt de aceeași culoare și una de culoarea pe care o luat-o. Uh-huh. Interesant este ca acum el să reușească să nu ia de culoarea pe care o luat-o, ci să ia de cealaltă culoare. Domn profesor, acum noi suntem profesorii. Da. Și dacă doriți indicii, vă dăm niște indicii. Te rog. Deci gândiți-vă la, cum să spunem, la sferturi, jumătăți și așa. Gândiți-vă la asta. Da. O să vă ajute foarte mult, puteți spune. Hai să împărțim cele patru în două dată. Sunteți foarte aproape, da? Deștept. Deci împărțim în două. Dar stați. Dacă le împărțiți pe toate în două, degeam? Pentru că nu se știe, poate e două jumătate să fel. Gândiți-vă, domn profesor, este așa de simplu. Bun. Dacă le împărțim în patru... Că nu degeaba v-am dat fix două. Da. Atenție, Daria, ele sunt patru, da. Și eu le împart în două, da? Perfect. Două grămezi. Două și două. Da. Ele pot fi, în împărțirea la doi, pot să fie, am un două de aceeași culoare. Le-ați împărțit bine. Le-am împărțit, omule. Da, cum aveți jumate roșie, jumate roșie, jumate roșie. Frumos, frumos. Într-o echipă din asta sunt două jumătăți. Deci, gândește când asta, domnul ăla... Da. Așa, asta e o bomboană care am împărțit, o pastilă, bomboană, trebuie așa, o pastilă care am împărțit-o în două, ok? Da, dar deci, domn profesor a făcut o grupă. Asta e pastila împărțită, asta e pastila roșie, asta e pastila roșie care a fost ambele împărțite, da? Asta e pastila albastră, asta e pastila albastră care a fost împărțită în două. Ați înțeles? Perfect. Așa. Deci, în clipa de față, cele patru împărțite în două grămezi, în da. Două grămezi, două și două, pot să se întâmple să fie în situația următoare. Ori am un două ăsta de aceeași culoare da. Și ăsta de aceeași culoare. Dacă sunt de aceeași culoare. Omul fiind orb, n-avem pe nimeni, așa. Logic, nu poate să... Nu va vedea asta, da? Da. Și acum noi v-am dat un indiciu. Că pentru că vă iubim. Așa. V-am dat un indiciu mare, domn profesor. Știți cum am dat la ceilalți? Am dat... Gândește-te. Dumneavoastră a fost primul care v-am dat indiciu. Deci ați fost îngăduitor. Deci vă iubim, domn profesor. Din cauza să mă trebuie să fim corecți. Am înțeles.
Da. Noi vedem o problemă și dumneavoastră câte probleme ai primit la noi și vă ajutați să le rezolvăm. Așa. Adică... Deci, să urmărim. S-ar în împărțirea în două, a celor două grupe, a celor patru în două grupe, se poate întâmpla să fie ambele de aceeași culoare sus-jos, iar dacă sunt de culori diferite, înseamnă că este exact ce-mi trebuie. Acum, și gândiți eu... cum poate să facă asta? Știind că am împărțit la jumătate, e un grup acolo, da. De două, un altul de două, un altul de două, un altul de două. Știți, dumneavoastră ați rezolvat-o altfel decât am preceput-o noi. Am înțeles. Adică ați rezolvat-o printr-un mod mult mai ușor de înțeles decât cum am descoperit-o noi. Deci e mult mai ușor. Același lucru, dar mult mai ușor. Da. Dacă el le-a pe astea două, e de una din cele două grupe, e posibil să le fi luat de culori diferite. Da. Dar e posibil să le ia și de aceeași culoare. Da. Ei, aici, aici este situația când amândouă sunt de aceeași culoare și sus și jos. Mm-hmm. Atunci ar trebui să iau una de sus și una de jos. Da, profesor. Una dintr-o grupă și una dintr-o grupă. Și le are pe amândouă. Stați puțin. El nu vede. Dar de unde știți că... Asta e albastră, asta e roșu, asta e albastră, asta e roșu, sau asta e roșu, asta e albastră, sunt amestecate. Nu știi pe care le taie. Așa, când da. Spunem, nu vă lăsați bătut, că doar nimeni nu se lasă bătut. Sigur că da. Când mai vreți vreun indiciu, vreo idee, ceva vă ajutăm. Bun. Dacă le-am împărțit în patru, câte una în fiecare grupă, ce păți? Să ne dați să lovi mai întâi, să lovi la cap, să lovi în spate, da. Să lovi la... Spinarea mea. Bun. Stai. Dacă le-am împărțit în patru grupe, câte una în fiecare... Așa, da? Da? Am învățat de la bunica. Da, da, da. Nu mă trebuie. Deci, în clipa asta, am doar situația următoare. Haideți, de dificultate. Haideți, mai profesor, dreapta. Da, profesor! Iau una, pune în parte acolo. Ce, să tai una, deci, două? Deci, domn profesor, nu explică. Da. Cum ați făcut dumneavoastră, da? Da. Aici se spun și eu una roșie. Da. Și aici e una roșie, spun și eu. Da, da. O unu vede. Da. E o oră. Da. Și una... Și una, deci în așa. Da. Dumneavoastră, ați împărțit în două. Deci asta și asta care erau, spunem, sunt împărțite în două. Și asta. Le dai pe pastile în două? Da! Și, da, și practic e o jumătate, o bagi în gură. Una o lași. Că nu se știe de ce culoare. O pui de altă parte. Și o pui, iau asta, e ca la frate, am înțeles. Deci, gust, dar ele au, la gust se pot diferenția? Nu. Păi uitați, da. Ca să vedeți. Da. E ca la fracții. Le-am împărțit pe toate în două, da? Da. Sunt... E o unitate fracționară aici. Da. Și eu am luat una, da? Am înțeles. Una a rămas, o pun deoparte, o pun pe alt colț al mesei. Da. Așa, apoi, din asta, că nu știu eu care e, ia încă o parte. Da. De da, asta, da. O pun în același colț al mesei. Sigur că da. Apoi, vine la asta. Și mai ia, ia o parte. Și unul în jumătăți, și asta, ia câte una de fiecare. Da. Am și înțeles. Pe asta, da. Ia și așa. Da. Și da. Acum vă mai... Deci, un domn. Are o dorință. El dorește ori să vadă, ori să fie bogat. Care alege? Nu, stați, domn profesor, nu ați înțeles. Deci, Davide nu știe să explice, din păcate. Ia să vedem timpul s-a dus, cred că. Nu știu unde e poezia. Hello, lume.